sondajul lansat de grup Media TV Sat pe site-urile TV Sud-Est, scurt pe 2 și Radio Boom, nu își propune să contabilizeze preferințele electoratului buzoian pentru candidații la primăria Buzău și primăria Râmnicu Sărat, ci doar să cântărească preferințele politice ale alegătorilor în perspectiva alegerilor locale. Vizitatorii celor trei site-uri sunt invitați să indice partidul cu cele mai mari șanse să câștige lupta electorală pentru posturile de primar în Buzău și Râmnicu Sărat. Opțiunile votanților virtuale Pitualii cuprind doar patru variante: PSD, PNL, altă formațiune politică sau un candidat independent. Toți cei care vor vizita site-urile TV Sudest, Scurt pe 2 și Radio Boom vor avea nu doar posibilitatea de a vota partidul căruia îi acordă credit în adjudecarea celor două administrații, ci vor avea și oportunitatea de a urmări rezultatele și evoluția sondajului. Vizitați site-urile TV Sudest, Scurt pe 2 și Radio Boom și spuneți-vă părerea.